Este la sfârșitul unui discurs. Aici papa îi cere patriarhului să-l binecuvinteze pe el și biserica sa. Se apleacă la el. Patriarhul nu știe ce să facă, îl îmbrățișează în mod protocolar. Vedeți, îl ridică, îl îmbrățișează, îl sărută, frățește cum ar veni între doi lideri de biserici. Așa, la care fiți atenți, papa nu și nu se oprește, nu știu ce îi spune și se apleacă în continuare, rămâne, îi pune mâna pe cap patriarhul și îl sărută pe creștet. Absolut fenomenal, la care uitați ce face patriarhul, încearcă să-i sărute mâna, papa și-o retrage în jos, iar patriarhul bate părintește pe umăr și se retrage fiecare la locul său. Ceremonia se termină aici. Patru gesturi absolut istorice.